fost un travaliu imens la traducerea acestui roman. Romanul are note pertinente, note din care am înțeles și eu în sfârșit ce e acest imperiu, ce s-a întâmplat cu acest rege, pot să-l închizi, la 1800 și critica literară franceză și germană și italiană au asemănat acest roman cu numele trandafirului de Umberto Eco. Vreau să vă spun că pe mine, care am citit ambele romane, m-a interesat mult mai mult și mi s-a părut un ritm mult mai alert și mult mai multă istorie foarte bine pusă sub forma unui mystery în acest roman Imperiu fără de sfârșit. Și eu cred că, de fapt, Imperiul fără de sfârșit este Imperiul cunoașterii și Imperiul cărturarilor confucianiști. Cei care puneau deasupra cunoașterea, adevărul și moralitatea și care sacrificau de câte ori se îndrăgosteau și dragostea se punea împotriva acestor precepte, sacrificau iubirea pentru cunoaștere, pentru adevăr, pentru caracterul moral. Avem de învățat, dincolo de asta, este un roman istoric extraordinar de interesant, care te ține treaz absolut tot timpul de la un capăt la altul. Mulțumesc foarte mult atât doamnei Luminița Bălan pentru excelentul volum, ca de obicei, al povestirilor lui Moian, cât și doamnei Diana Ixel pentru acest roman formidabil. Doamnele profesoare traducătoare vor trece alături și vă vor da autografe dacă vreți să le aveți. Vă mulțumim!